Pâine, ceai și supă instant sunt doar câteva dintre alimentele care au ajuns joi în satul Tomulești. 25 de jandarmi și voluntari de la Crucea Roșie au înfruntat nămeții pentru a ajunge la casele celor care au rămas fără provizii după mai multe zile de viscol și cod portocaliu. Alimentele au ajuns mai întâi la punctul de prim ajutor din Tomulești pentru ca mai apoi să fie distribuite unui număr de 23 de familii nevoiașe. Pentru a dezvălui mai multe amănunte despre acțiunea de voluntariat de joi, reprezentanții jandarmi Armeriei Giurgiuvene și ei Crucii Roșii au ieșit astăzi în fața presei. În timp ce ne aflăm la sediul prefecturii pentru o videoconferință, împreună cu coordonarea doamnei prefect, am fost solicitat să ne deplasăm în localitatea Toporu pentru sprijinirea multor familii, aflate în dificultate atât sub aspectul alimentelor, ne-am gândit și la alte probleme sub aspectul intemperiilor și ecăderilor de zăpadă. Am aflat că sunt persoane în vârstă și ar avea nevoie de sprijinul nostru cu domnul director Măcelaru. Ne-am organizat și am deplasat efectivele care erau, sunt pregătite pentru a interveni. A fost o solicitare din partea domnului primar Ionescu Constantin către Crucea Roșie, dânsul cu o zi înainte, pentru că au fost acolo niște probleme în trafic. A fost o scurtă perioadă întreruptă circulația între Toporul Tomulești. Dânsul a intervenit cu utilaje, chiar m-a impresionat cum s-au organizat acolo și a solicitat pâine, pentru că la un moment dat s-au luat în jur de 400 de pâini, am înțeles, din banii proprii ai dânsului și a domnului viceprimar Dobrica, și a solicitat tot din nou pâine pentru persoanele care erau izolate. Satul Tomulești, comuna Toporu, rămâne izolat în fiecare an din cauza zăpezilor, dar și din cauza faptului că localitatea are o poziție geografică nefavorabilă. Pe deasupra, la Tomulești, foarte mulți dintre locuitori au vârste înaintate și nu au puterea de a-și dezăpezi gospodăriile. Aici intervin de fiecare dată jandarmii și voluntarii Crucii Roșii care vin în sprijinul persoanelor nevoiașe. De altfel, între cele două instituții există o foarte bună relație de colaborare concretizată prin încheierea unui parteneriat. Mai multe detalii despre acest subiect puteți urmări în cadrul unei ediții speciale Marca TV Giurgiu.